Câte fapte bune nu poți face de acasă? Vreau să aveți în primul rând grijă de oamenii dragi din viața dumneavoastră. Vorbești mai des cu prietenii, cu oamenii pe care din lipsa timpului nu i-ați ascultat prea des. Donezi pentru salvatorii de vieți, donarea de sânge pentru pacienții la nevoie. Îți faci planuri și ți-ți seama că atunci când lucrurile vor reveni la normal, afacerile românești vor avea nevoie de tine ca să meargă mai departe. Sunt sigur că vom trece cu bine peste toate. E vremea faptelor. A faptelor bune.